50 de tone de deșeuri abandonate au fost adunate de către Primăria Timișoara în cadrul campaniei de curățare a spațiilor verzi. Din 26 februarie până în 18 martie, angajații Horticultura și echipele partenere au curățat parcurile, locurile de joacă, scoarurile și alte spații verzi. Cantitatea totală de deșeuri a fost de 51,6 tone. Deșeurile vegetale au fost transportate către un centru specializat pentru a fi transformate în compost și utilizate ulterior pentru fertilizarea solului din parcuri. Primăria Timișoara depune eforturi constante pentru îngrijirea spațiilor verzi și încurajează cetățenii să fie activi în menținerea curățeniei în oraș. Amenzile pentru cei care abandonează deșeuri în spațiile publice ajung la 10.000 de lei. Primăria Timișoara continuă lupta pentru un oraș mai curat.